God wants us all to have more than knowledge. He wants us to have wisdom. Dumnezeu vrea ca noi să avem mai mult decât cunoștințe. El vrea ca noi să primim înțelepciune. There's a lot of difference between knowledge and wisdom. E mare diferență între cunoștință și înțelepciune. We can study the Bible and get knowledge. Putem studia Biblia și să obținem cunoștință. But if every day we walk with Jesus, we will get wisdom. Dar dacă vom umbla zilnic cu Domnul Iisus, vom primi înțelepciune. And if we walk with Jesus, we will hear him speak to us. Și dacă vom umbla cu Domnul Iisus, îl vom auzi cum ne vorbește. Some were asking me yesterday, how can I hear the voice of God? M-au întrebat unii ieri cum să audă vocea Domnului. Well, I'll tell you how I learned to hear the voice of God. Vă spun cum am învățat eu să aud vocea Domnului. For the first 15-20 years of my life, I spent all my time with this book. Primii 15-20 de ani ai vieții de credință, am auzit vocea Domnului citind Biblia. I read the Bible whenever I had a little spare time. Citeam Biblia oricând aveam câteva minute libere. I was working and in the middle of my work. Lucram și acolo în mijlocul lucrului. I would carry a New Testament in my pocket. Duceam un Nou Testament în buzunar. And read it wherever I got time. Și oriunde aveam un pic de timp liber îl citeam. Because I could not understand the voice of God in my heart. I was too young. Pentru că eram prea tânăr ca să cunosc vocea Domnului în inimă. I did not know, is that my voice or the devil's voice or God's voice? Nu știam vocea mea, a diavolului sau a Domnului din inimă. But now I know. Dar acum știu. But that's because I spent so many years hearing God's voice in the Bible. Dar asta pentru că am petrecut atâția ani ascultând vocea Domnului prin Biblie. So, if you are lazy to read the Bible, you will not be able to ever hear the voice of God. Deci dacă ești leneș în citirea Bibliei, nu vei putea niciodată să auzi vocea Domnului. There is only one book that God has written for man. O singură carte a scris-o Dumnezeu pentru om. And that is the Bible. Și asta este Biblia. And I have read it 52 years now. Am citit-o de peste and 52 de ani acum. Even now I find new things in it which I haven't seen before. Și chiar astăzi găsesc lucruri noi pe care nu le-am găsit înainte. So today I want to share with you something to help you to see how even in small passages of scripture we can learn so many wonderful things. Astăzi vreau să vă arăt cum în Biblie, chiar în pasaje nesemnificative, putem găsi lucruri foarte importante. If you don't read quickly, dacă nu citești așa în grabă, read slowly, ci vei citi încet, meditate on it, vei medita asupra Bibliei, come like a little child, vino ca un copil mic. We don't have to be clever, nu trebuie să fim isteți, but we have to be humble, ci trebuie să fim smeriți. And humbly ask the Holy Spirit to speak to us from His Word. Și cum îi cerem Duhului Sfânt să ne vorbească prin cuvântul Său? And I want to say to you, even to the least educated person sitting here, God can speak to you. Vreau să vă spun acum că Dumnezeu poate vorbi chiar și celui mai needucat om din acest loc. In many of our churches in India, there are people who cannot even read or write. Sunt oameni în bisericile noastre din India care sunt analfabeți, nu știu să scrie sau să citească. They have never learned to read. Niciodată n-au învățat să citească. They are very poor. Sunt foarte săraci. Somebody else has to read the Bible for them. Altcineva trebuie să le citească din Biblie. And God gives them revelation from the Holy Spirit. Și Dumnezeu le vorbește prin Duhul Sfânt. So I know that God can give revelation to anybody. Deci eu știu că Dumnezeu se poate descoperi oricui. I want you to turn to Proverbs chapter 30. Vreau să deschideți la Proverbe capitolul 30. Sometimes we think, oh, we are so small, we are so poor, what can I do for God? Uneori ne gândim, oh, dar eu sunt așa de sărac, așa de mic, ce pot eu să fac pentru Dumnezeu? Some of you may think like that. Unii poate așa vă gândiți. Well, the leaders in the church, they are all educated, they are rich, they are powerful. Pastorii bisericii, ei sunt bogați, puternici. And we can think we are useless because we are so small and weak and maybe și noi ne credem așa de slabi și mici și ne credem incapabili de a face ceva. So here is a word for you. Deci iată un cuvânt.
Proverbs 30, verse 24. Proverbe 30:24. There are four things that are very small on the earth, but they are exceedingly wise. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Can you be small and wise? Se poate să fii mic și înțelept? Yes. Da. So let us learn from some of the small things on the earth. Deci haideți să învățăm de la cele mai mici creaturi de pe pământ. It's good for us to humble ourselves. E bine să ne smerim cu toții. And not learn from the clever smart people. Și nu să mai învățăm de la oamenii isteți. But to learn from the small things. Și să învățăm de la lucrurile mici. First of all, from the ant, verse 25. În versetul 25, în primul rând, de la furnici. They are so small. Sunt atât de mici. Very, very small. Foarte, foarte mici. But it says about them. Dar spune despre ele. Even though the ants are not a strong folk, verse 25, they prepare their food in the summer. Furnicile, care nu sunt un popor tare, își pregătesc hrana vara. It's wise. E înțelept. Because it knows in winter time there won't be so much food. Pentru că ele știu că iarna nu vor mai găsi mâncare. So it says I must prepare my food in the summer. Și se gândesc ele să-mi pregătesc, să fac rezerve de vară. See Proverbs 6 and verse 6. Proverbe 6:6. Go to the ant, O lazy man, observe her ways and be wise. Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. It has no, verse 7, no chief, no officer, no ruler. 7. Ea n-are nici căpetenie, nici privegător, nici stăpân. We can say it has no Bible, no conferences, no elder brother, nothing. Deci furnicile n-au parte nici de păstor, nici de școli biblice, nici de Biblie, nici de nimic. But still, verse 8, it prepares its food in the summer, gathers its provision in the harvest. Totuși, versetul 8 spune că își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. But verse 9, you lazy man, how long will you lie down and sleep? Dar tu, leneșule, până când vei nu te vei scula din somn? And if you continue like that, verse 11, your poverty will suddenly come upon you and your need like an armed man. Și dacă persiști în lenevie, versetul 11 spune că sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. So what can we learn from that small ant? Deci ce putem învăța la această mică furnică? I have thought about what is the size of the brain of an ant. Mă tot gândeam oare cât de mare trebuie să fie creierul unei furnici. Can you think of the size of the brain of an ant? Vă dați seama ce creier mare are o furnică. But in that small little brain, it thinks. It thinks better than many believers. Creierul micuț, aproape invizibil, gândește mai bine decât mulți creștini. It thinks the winter will come. Se gândește there won't be any food. Că vine iarna, nu va mai fi mâncare. So I must not think only now, I must think of the future. Deci nu trebuie să mă gândesc doar la prezent, ci și la viitor. I must work hard. Trebuie să lucrez din greu. The ants are the most hard working. Furnicile sunt cele mai harnice. In fact, the Bible says, you lazy believers, look at the ant and learn. De fapt, Biblia spune, credincioși leneși, uitați-vă la furnică și învățați. A time will come when you may not have the food you receive now. S-ar putea să vină vremea când nu veți mai primi mâncarea pe care o aveți acum. I think that has an application for us. Eu spun asta ca și o aplicație personală pentru noi. We must not think that we will always have plenty of the word of God. Nu trebuie să ne gândim că vom avea dintotdeauna din belșug cuvântul lui Dumnezeu. The Bible says in the book of Amos in chapter 8. Biblia spune în cartea Amos în capitolul 8. Amos chapter 8 and verse 11. Amos 8:11. Do you all know where Amos is? Știți unde e cartea Amos? Can you turn to it quickly? Puteți să deschideți repede acolo. In our church, in our church, în biserica noastră, we teach our children to learn the books of the Bible. Învățăm pe copii că trebuie să învețe cărțile Bibliei. And we call it sword drill. Și o numim ca și un fel de săpat așa adânc. That is, the sword is the Bible. Cam asta se caută prin Biblie. Who can turn to the book of Amos first? Cine poate deschide cartea la cartea Amos primul? Or Habacuc or Zephaniah. Sau la Habacuc sau la Zefania.
Yeah, Amos chapter 8 and verse 11. Amos 8:11. The days are coming when I will send a famine on the land, the Lord says, a famine not of bread nor water, but a famine of hearing the words of the Lord. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. That is the word of God. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. There is going to come a time when you will not be able to hear a prophetic word from heaven. Va veni o vreme când nu vei mai auzi un cuvânt profetic din cer. That means a word that comes to meet your need. Adică un cuvânt care să vină să împlinească nevoile tale. So, what did Joseph do when he told Pharaoh 7 years of famine are coming? Ce a făcut Iosif atunci când i-a spus lui Faraon că urmează 7 ani de foamete? He said before the 7 years of famine, there'll be 7 years of plenty. Înainte de a veni cei 7 ani de foamete, vor fi 7 ani de belșug. Don't just eat everything you can now. Deci nu mânca tot ce aduni acum. Store up something for the future. Adună îngrânare pentru viitor. So that when the famine comes, you'll have enough. Astfel că atunci când vine foametea, să ai suficient. There is a lesson there for all of us. Este o lecție aici pentru toți. In times when you have plenty, you must use that plenty for the future. Atunci când ai mult, când ai din belșug, trebuie să pui deoparte pentru viitor. Like we read, the ant in the time of harvest doesn't think only now but thinks of the future. Așa cum furnica în timpul secerișului nu se gândește doar la prezent, ci și la viitor. So when you have plenty of time. Deci când ai foarte mult timp. Use that time to prepare for the future. Folosește acel timp pregătindu-te pentru viitor. I tell young people, you must learn to study the Bible before you get married. Le spun tinerilor că trebuie să învețe să studieze Biblia înainte să se căsătorească. Almost all the knowledge of the Bible I have today, I learned between the ages of 21 and 28. Aproape toată cunoștința biblică pe care o am eu, am acumulat-o între anii 21 și 28. And all those years, almost all those years I was working. În acei ani lucram, but I took all the spare time to study the Bible. Tot timpul liber pe care l-aveam, studiam Biblia. I was storing up for the future. Și adunam, acumulam pentru viitor. Once you get married and you have children, you won't have so much time. Pentru că odată ce te căsătorești și vei avea copii, nu vei mai avea așa mult timp liber. The time to study the scriptures is when you're young and unmarried. Când ești tânăr și necăsătorit, ai timp să studiezi Biblia. And if you don't use that time, și dacă nu folosești acel timp, we have plenty of time. Deci ai mult timp. You won't have plenty of time once you get married. Odată ce te căsătorești nu vei mai avea așa mult timp. And then you will regret. Și vei regreta. Because then you have to take care of the family, you got to take care of the children. Pentru că trebuie să ai grijă de familie, de nevoile copilului. And then when the famine comes, you won't know where to turn when you're in need. Și când va veni foamea, nu vei ști unde să deschizi atunci când vei avea nevoie. I have discovered in 52 years. I have discovered something in 52 years. Am descoperit ceva de-a lungul celor 52 de ani. There is an answer in the Bible to every single problem we can ever face in our life. Și anume că există un răspuns în Biblie pentru fiecare problemă pe care am putea avea în viață. To every single spiritual problem. La orice problemă spirituală, cât de simplă. And even practical daily problem. Și chiar la problemele zilnice. Because there is a promise in 2 Peter chapter 1. Pentru că este o promisiune în 2 Petru 1. Where it says like this. Unde scrie așa. That God has provided 2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Petru 1 cu 3. God's divine power has given us everything pertaining to life and godliness. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Now you won't find all the answers to mathematics and science in this book. Nu vei găsi în Biblie toate răspunsurile la problemele științei și ale matematicii. But all the answers relating to life and godliness, it's here. Dar toate răspunsurile privind viața și evlavia le găsiți aici. Read that verse. Citiți acest verset. Everything. Tot. Everything. Tot ce privește relating to life, viața and godliness. Și evlavia. How to live a godly life? Cum să trăiești o viață evlavioasă? Everything related to
practical problems in life. Și totul legat de problemele practice de zi cu zi ale vieții. Answer is in this book. Răspunsurile sunt în această carte. And we can know it is through the true knowledge of him that we come to that. Doar prin dumnezeiasca lui putere putem ajunge la asta, prin cunoașterea lui. Not just the knowledge of the book. Nu doar prin cunoașterea Bibliei. Through the book we come to know Jesus. Și cunoscând Biblia ajungem să-l cunoaștem pe Isus. And our Father. Și Tatăl nostru, și pe Tatăl nostru. Then there we get the answer to every problem we can have in life. Și atunci vom primi răspuns la toate problemele vieții. Everything. Toate. Every single thing about how to live a godly life. Fiecare lucru privind viața evlavioasă. But you don't know where it is. Dar tu nu știi unde să cauți în Biblie. If you don't store it up in your mind and heart. Dacă nu adun, dacă nu acumulezi în mintea ta și în inima ta. Like the ant storing up for the future. Așa cum furnicile adună pentru viitor. Because the ant knows winter comes, there'll be so many problems. Pentru că furnica știe că vine iarna și vor fi probleme. So cold, no food here, no food there. Va fi frig și nu va fi mâncare acolo și acolo. And a day can come like that in your life. Și o astfel de zi poate veni în viața ta. You may not be facing it now. Poate nu acum. Now you may have plenty and life is easy. Poate acum viața ta e ușoară și ai destul. But a difficult time may come in the future. Dar poate în viitor vine o vreme grea. Și trebuie să fii pregătit pentru asta. By working hard now and storing up the word of God. Muncind din greu acum și adunând cuvântul lui Dumnezeu. The Lord told Adam. Domnul i-a spus lui Adam. In Genesis chapter 3. În Geneza capitolul 3. Verse 19. Cu versetul 19. By the sweat of your face you will eat bread. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. What does that mean? Ce înseamnă asta? You have to work hard if you want to get bread. Că trebuie să muncești din greu dacă vrei să primești pâine. And from this book, if you want to get bread, you must work hard. Și în această carte, dacă vrei să primești pâine, trebuie să muncești din greu. The reason many believers do not know, don't get anything from the Bible is they don't work hard. Motivul pentru care cei mai mulți credincioși nu primesc nimic din Biblie este pentru că nu lucrează din greu. You go and ask any businessman if he made money without working hard. Întreabă orice om de afaceri și o să vezi că a muncit din greu ca să facă banii. Every man who has made money in the world has worked hard. Oricine a făcut bani în lume a muncit din greu. Morning till night he works. Mai mult decât se poate spune. Late till night at work he works. Noaptea a lucrat de multe ori. When he lies at night in bed he dreams about making money and his business. Și în vis se gândește tot cum să facă bani din afacerea lui. Because that is his God. Pentru că banii sunt Dumnezeul money lui. Money is his God. Banii sunt Dumnezeul oamenilor de afaceri. And he thinks about his God 24 hours. Și Dumnezeul lui el se închide 24 de ore. And oh how hard he works for his God. Și cât de greu lucrează el pentru Dumnezeul lui. Everywhere. Oriunde în lume. The businessmen in India, Romania, America, they all work hard for their God called money. Oamenii de afaceri din India, din România, din America, cu toții lucrează din greu pentru Dumnezeul lor, banul. And I've seen that. Am văzut asta. They will keep their shops open from early morning till late at night so that customers can come and they can make money. Își țin magazinele deschise de dimineața de vreme până noaptea târziu ca să vină mai mulți clienți să facă mai mulți bani. They will keep their shop open 7 days a week with no holiday to make money. Țin magazinele deschise sâmbătă până târziu ca să facă bani. They will even lose their health to get money. De multe ori își pierd și sănătatea făcând bani. And when I look at them, și când mă uit la ei, I say to myself, mă gândesc, I say, Lord, these people are worshiping a false god and they work so hard. Doamne, acești oameni se închină unui Dumnezeu fals și totuși lucrează atât de greu. I know the true God. Dar eu, care cunosc adevăratul Dumnezeu, am I going to work less than them? Oare eu va trebui să lucrez mai puțin decât ei? Most believers. Cei mai mulți credincioși, they work less for the true God than those businessmen work for money. Lucrează mai puțin pentru adevăratul Dumnezeu decât lucrează acești businessmen pentru bani. We get our bread through the sweat of our brow. Trebuie să ne câștigăm pâinea prin sudoarea feței. I want to encourage all of you to study the word of God. Vreau să vă încurajez pe toți să studiați cuvântul lui Dumnezeu. And not only that. Și nu doar atât. Use all the opportunities that come into your life
to get spiritual strength for the future. Folosește toate ocaziile care ți se ivesc în viață ca să obții mai multă putere pentru viitorul tău. You know, trials can be wasted. Știți că încercările prin care trecem pot fi risipite. God wants us to use the trials that come into our life to get spiritual strength for the future. Dumnezeu vrea ca încercările vieții să ne întărească pentru viitor. To stand up for the Lord in your place of work. Să te ridici pentru Domnul la locul de muncă. I remember when I was in the Navy. Țin minte când eram în marină. And some of my senior officers would ask me to do something that was against my conscience. Și unii dintre superiorii mei îmi cereau să fac ceva împotriva conștiinței mele. And it's in the military, it's a very serious thing to disobey a senior officer's command. Și în armată este un lucru foarte grav să nu te supui unui ordin. In your office, if you don't, in a worldly office, if you don't obey, they just sack you from your job. Într-un birou în lume, dacă nu faci ce spune șeful, te dă afară doar. But in the military, if you don't, armată, in the military, if you don't obey, they lock you up in jail. Dacă nu asculți un ordin, poți să o termini în închisoare. And sometimes they would ask me to do something against my conscience. Și uneori mi se cerea să fac ceva împotriva conștiinței. And I would say, sir, I'm a Christian. Și eu răspuneam, domnule, eu sunt creștin. I cannot do that. Nu pot să fac asta. It is against my conscience. Este împotriva conștiinței mele. They would get very angry with me. Și se supărau foarte tare pe mine. They would write a bad report about me. Și îmi scriau un raport negativ. See, that's okay. I'm not interested in promotion or money. E okay. Pe mine oricum nu mă interesează promovarea sau banii. They would march me in before the senior officer. Mă trimiteau la ofițerul superior. Because I did not do what was wrong. Pentru că nu făceam ce era rău. There are many offices where they will ask you to do something wrong. Sunt mulți ofițeri care îți vor cere să faci against ceva rău. Your conscience. Împotriva conștiinței tale. Against the Lord. Împotriva Domnului. Against the principles of God's word. Împotriva principiilor Bibliei. There God is testing us. Acolo Dumnezeu ne încearcă. We must work, use those circumstances to prepare for the future. Și noi va trebui să folosim aceste circumstanțe pregătindu-ne pentru viitor. If every time you please people and do what is wrong. Dacă tu de fiecare dată faci doar pe placul oamenilor ce este rău. Then later on you will not be strong. Atunci mai târziu nu vei fi puternic. Many believers are weak because they have not used their trials to become strong. Mulți creștini sunt slabi pentru că n-au profitat de încercările lor să devină puternici. So I remember once when I said, sir, I can't do that. I'm a Christian. Odată țin minte că am răspuns ofițerului că nu pot să fac un lucru fiind creștin. In half an hour they transferred me away from that job. Și în jumătate de oră m-au transferat la acea bază. But that made me strong. Dar asta m-a întărit. I got a spiritual backbone. A fost o victorie spirituală pentru mine. I could stand erect for the Lord. Și aveam o coloană vertebrală care îmi permitea să stau pentru Domnul. And the Lord tested me like that when I was only 22, 23 years old. Și Domnul m-a încercat în felul ăsta la 22, 23 de ani. That gave, you know, when I stood up before these big senior officers. Însă atunci când stăteam drept în fața acestor ofițeri înalți, that gave me the strength to stand up later on. When I began to preach the word of God. Asta mi-a dat mie tărie mai încolo să stau drept în fața oamenilor când predicam cuvântul Domnului. I didn't care what Christian leaders said or did if they were not according to the word of God. Și nu mai păsa dacă marii păstori nu erau de acord cu ceea ce spuneam eu. But God strengthened me for that in my earthly job. Dar Domnul m-a pregătit pentru asta încă de când eram în marină. So what I want to say is, deci ce vreau să spun este, when you are young, you got to work hard. Cât timp ești tânăr, trebuie să lucrezi greu. Stand up for the truth. Să te ridici pentru adevăr. Study God's word. Să studiezi Biblia. Use the time profitably. Folosește timpul așa cum trebuie. And be very careful with money. Și fii foarte atent cu banii. You know, God tests us with money. Dumnezeu ne încearcă cu banii. We read in Luke chapter 16. Citim în Luca 16. Luke chapter 16 and verse 11. 11. Luke 16:11. If you have not been faithful in the use of unrighteous mammon, who will entrust the true riches to you? Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? That means if you are not faithful with money. Asta înseamnă că dacă nu ești credincios în cheltuirea banilor, material things God gives you. Acelor lucrurilor materiale pe care Dumnezeu ți le dă. How will God give you true riches? Cum să-ți dea Dumnezeu adevăratele bogății?
You must know that money is not true riches. Trebuie să știți că banii nu sunt adevăratele bogății. Money is only riches that we use in the world. Banii sunt bogății pe care le folosim în lume. They won't last forever. Însă nu vor dăinui veșnic. What are the true riches? Care sunt adevăratele bogății? Revelation on God's word. Descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Do you get revelation from heaven on the word of God? Primești tu descoperire cerești prin cuvântul lui Dumnezeu? I don't mean knowledge. Nu vreau să spun prin asta cunoștință. Revelation that changes our life. Ci descoperiri care ne schimbă viața. From the word of God. Din cuvântul lui Dumnezeu. Let me ask you a question. Să vă pun o întrebare. Do you get revelation only when an anointed preacher preaches God's word? Primești tu descoperirea din Biblie doar atunci când un predicator uns de Domnul predică cuvântul? Or do you get revelation when you read the Bible on your own? Sau primești tu descoperiri și atunci când citești singur Biblia? Those are the true riches. Acestea sunt adevăratele bogății. When you read the Bible, God reveals spiritual truth. Și când vei citi Biblia, Dumnezeu îți va descoperi adevăruri spirituale. Secondly, în al doilea rând, the true riches are to get the nature of Jesus Christ in us. Adevăratele bogății sunt să primim adevărata fire, natura a Domnului Isus în noi. Not improving our human nature. Nu să ne îmbunătățim noi natura umană. Many Christians are improving their human nature. Mulți creștini își îmbunătățesc natura umană. They hear about humility, then they try to be humble. Aud despre smerenie și se luptă ei să fie smeriți. They hear about purity, they try to be pure. Aude despre puritate și se luptă să fie curați. They hear they must love one another, they try to love one another. Aude despre iubire și se luptă să fie iubitor unii cu alții. It can be human. Asta este uman. It's like I said the other day, a dog can behave, try to behave like a cat. Este exact cum spuneam ieri, cum un câine să îl dreseze să se prefacă o mâță. It's the wolf putting on the sheep's clothing. Este ca și un lup îmbrăcat în haine de oaie. That's not Christianity. Nu asta e creștinismul. It is Jesus giving us his nature. Iisus ne dă natura lui. That is quite different. Asta e ceva diferit. That is the true riches. Asta este adevărata bogăție. And the third. Și în al treilea rând. So, first revelation from God's deci, word. În primul rând este să primești descoperirea of God's nature, prin cuvântul lui Dumnezeu, apoi third, să fii părtinitor la natura Domnului. Supernatural anointing of the Holy Spirit. Și apoi este ungerea supranaturală a Duhului Sfânt. For our ministry. Pentru lucrarea noastră. Whatever ministry God calls you for. La ce lucrare te-a chemat Dumnezeu? How to get that? Cum să obții? We have to be faithful with money. Trebuie să fim credincioși cu banii. So when God gives you money, be faithful with it. Deci când Dumnezeu îți dă bani, cheltuie-i într-un mod credincios. Be righteous. Fii un om econom. Work hard. Lucrează din greu. Don't waste money. Nu risipi banii. You know, so many young people I have seen. Știți atâția tineri pe care îi văd. They get a lot of money and they begin to waste it. Fac mulți bani și apoi îi cheltuie rapid. I used to earn a lot of money as a young naval officer. Eu ca și eu, tânăr ofițer naval, câștigam o mulțime de bani. I started earning when I was 18 and a half years old. Am început să primesc bani de la 18 ani jumătate. And I earned much more than many other people. Și câștigam atunci mai mult decât cei mai mulți oameni. But the Lord taught me to spend minimum on myself. Însă Domnul m-a învățat să cheltui minimum posibil. I would not waste money on myself. Nu risipiam banii pe mine însumi. Most of it, more than 50%, I would give away for God's work. Cel mai mult 50% din salariu îl dădeam pentru lucrarea Domnului. Lord, I want to be faithful. I want to be faithful. Dar am spus, Doamne, eu vreau să fiu credincios. I was not married, so I didn't need much money. Deci nu prea aveam nevoie de bani. I would give to the poor. Îi dădeam săracilor. And I tell you, God made me so rich spiritually. Și vă spun că Dumnezeu m-a făcut atât de bogat spiritual. He gave me revelation on the word of God. Mi-a dat descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Even when I was 23 years old. Aveam doar 23 de ani. Anointing with the Holy Spirit. Mi-a dat ungerea Duhului Sfânt. What I want to say is this. Ce vreau să spun este asta. Learn from the ant. Învață de la furnică. Don't just spend all the time and money on yourself now. Nu cheltui acum toți banii care îi câștigi pe tine. Think of the future. Gândește-te și la ziua de mâine. God has got a plan for your life. Pentru că Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Proverbs chapter 30. Revenim la Proverbe 30. Here's a second small little thing. Iată un alt verse 26. Lucru mic.
26. Proverbs 30:26. The badgers are not mighty folk, yet they make their houses in the rocks. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. That's a type of animal most of us don't know much about. Ăștia sunt niște animale despre care noi nu prea știm. Well, we don't need to know much about it. Nici nu prea trebuie să știm. Whatever that animal is, it builds on the rock. That's what we need to know. Orice ar fi șoarecele ăsta de munte, își așează locuința pe stâncă. Asta e ideea. It's a very small animal. Dar este ceva foarte mic. We saw that in verse 24, four things that are very small. Pentru că așa spune în 24 că patru vietăți mici. And the badgers are, they're not mighty. Spune că nu sunt un popor puternic. They're not strong. Nu sunt puternici. They're not clever and smart. Nu sunt deștepți sau isteți. Like some of you say, oh, I'm not so mighty. Așa sunt, spuneți unii dintre voi, eu nu sunt așa de isteți. But they build their house on the rock. Dar ei își zidesc locuința pe stâncă. What does it mean to build our house on the rock? Ce înseamnă să construiești casa pe stâncă? Okay, I'll show you that from Matthew chapter 7. Am să vă arăt Matei 7. Matthew 7 and verse 24. Matei 7 cu 24. Everyone who listens to these words of mine and does them is like a wise man who built his house on the rock. Pe oricine aude aceste cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Or like we read in Proverbs 30, that wise badger, that wise. Sau cum a citit în Proverbe 30 acel șoarece isteț. Which built on the rock. How is that? Casa pe stâncă. Listening to the word of Jesus. Ascultând cuvintele Domnului Isus. And obeying it. Și ascultându-le, împlinindu-le. Not just understanding it or preaching it. Nu doar predicându-le sau înțelegându-le. Obeying it. Ci împlinindu-le. We must never preach what we do not obey. Niciodată să nu predicăm ceea ce nu împlinim. There's one example of that in the Bible. Este un exemplu în Biblie. I don't have time to turn there. N-am timp acum să spun. But you know the story. Dar știți povestea. There was a man called Cornelius. You read in Acts chapter 10. Era un om numit Corneliu, în Fapte 10, praying to God. Care se ruga lui Dumnezeu. One day God sent an angel to him. Și într-o zi Dumnezeu trimite un înger la el. But the angel was not allowed to preach the gospel. Dar îngerului nu este permis să predice Evanghelia. Did the angel know the gospel? Cunoștea îngerul Evanghelia? Oh yes. Da. The angel could have told Cornelius, you know, Jesus died for your sins. Îngerul putea să-i predice lui Corneliu. Rose again. Iisus a murit pentru păcatele tale, a înviat, pocăiește-te. Believe in him. Crede în el. Angel said, sorry, I can't tell you. Dar îngerul îi spune, îmi pare rău, nu pot să vorbesc. Send for Peter. Trimite după Petru. That'll take 2-3 days. Asta a durat 2-3 zile ca să ajungă Petru. Sorry, you have to wait 2-3 days. Asta e, trebuie să aștepți 3 zile. But you ask that angel. Dar întreabă-l pe înger. Hey, why can't you give that gospel to Cornelius? De ce nu i-ai dat tu Evanghelia lui Corneliu? No, God has not given me permission to preach. Pentru că Dumnezeu mie ca înger nu mi-a permis. Have you ever thought why couldn't that angel preach the gospel to Cornelius? Te-ai gândit vreodată de ce nu a predicat îngerul Evanghelia lui Corneliu? Why did he have to send for Peter and wait 3 days? De ce a trebuit să aștepte 3 zile după Petru? The answer is very, very important. Răspunsul e foarte, foarte important. The answer is răspunsul este the angel had not experienced the gospel. Că îngerul nu experimentase el însuși Evanghelia. He could not say Jesus died for me. N-a putut spune Iisus a murit pentru mine. And we learn one very important lesson there. Învățăm o lecție importantă acolo. God does not allow us to preach what we have not experienced. Dumnezeu nu ne permite să predicăm ceea ce nu am experimentat. You have to first experience it, then preach it. În primul rând trebuie să trăiești, apoi să predici. The angel may be a better preacher than Peter. Îngerul poate era un predicator mai bun decât Petru. I'm sure the angel was a better preacher than Peter. Sunt sigur că ar fi fost un predicator mai bun ca Petru. But Peter had experienced it. Totuși Petru experimentase. And an experienced person, even if he's a poor preacher, is the one God uses. Și o persoană care a avut o experiență, chiar dacă e un pastor sărac, este mai bun. You can't preach on the love of money if you're not free from the love of money yourself. Nu poți să predici împotriva iubirii de bani dacă tu însuți iubești banii. You can't preach on being free from anxiety or fear if you're not free from anxiety and fear yourself. Nu poți să predici să nu te îngrijorezi când tu însuți ești îngrijorat. You cannot preach on anything that you have not experienced and done in your life. Nu poți să predici despre nimic ceea ce tu nu ai experimentat în viața ta. So we have to do what Jesus said. Deci noi trebuie să facem ce a spus. Then we build on the rock. Iisus, să ne zidim casa pe stâncă. Otherwise we'll be shaky. Altfel am fi așa tremurând. If we only know
dacă doar am ști. But if we do, then și we nu are am face. Atunci am fi pe stâncă dacă facem. Why is it that when some trial comes you begin to shake? Cum se face că atunci când vine o încercare tu începi să tremuri? Why is it when everything is smooth, your life is easy? Și atunci când totul e liniștit, viața ți-e ușoară. And a storm comes into your life and you begin to shake. Și când vine furtuna peste viața ta, te începi să tremuri. It's because you have not been wise like the badger that built its house on the este rock. Este pentru că n-ai fost isteț ca șoarecele de munte care și-a zidit casa pe stâncă. So that's the second lesson it's we read in Proverbs. Deci asta este a doua lecție pe care o citim în Proverbe. Learn from that small little animal. Învățați la aceste mici animale. It does not build on sand. Care nu zidește casa pe nisip. It builds its house on the rock. Ci pe stâncă. And not only your life. Și nu doar viața ta. Your house. Casa ta. Your family. Familia ta. The badger builds its house in the rock, it says. Șoarecele de Proverbs 30 verse 26. Locuința în stânci, Proverbe 30:26. Its house. Locuința, casa lui. Your house. Casa ta. Your family. Familia ta. Are you building your family on the rock? Zidești tu casa ta pe stâncă, familia ta, sisters, surorilor? Do you submit to your husband like the church submits to Christ? Vă supuneți voi soților așa cum biserica se supune lui Hristos? You got to do that if you want to build on the rock. Este un lucru bun dacă zidești casa pe stâncă. And husbands, și soților, do you really long to love your wife like Christ loved the church? Tingiți voi să vă iubiți nevestele așa cum și-a iubit Hristos biserica. Not to be a dictator. Nu să fii un dictator la tine în casă. To lay down your life. Ci să strângi viața așa cum trebuie. That is to build on the rock. Asta înseamnă să zidești pe stâncă. Do you long to teach your children the fear of God? Îți înveți tu copiii tăi teama de Domnul? Even if they don't get a very good education on the earth. Chiar dacă nu au parte de cea mai bună școală aici pe pământ. That they have learned the most important thing. Să învețe cel mai important lucru. The fear of God. Teama de Dumnezeu. That is to build your house on the rock. Asta înseamnă să zidești casa pe stâncă. Teach them to obey. Învățându-i să asculte. When my little children used to go to school. Când băieții mei mergeau la școală. I said, who should you become friends with in your class? I-am întrebat cu cine vă împrăteniți voi la școală. I said, look at Jesus. Am spus, uitați-vă la Isus. When Jesus was 10 years old and went to school. Avea 10 ani și s-a dus la școală. Who do you think he made friends with? Cu cine credeți voi că s-a împrătenit el? Did he make friends with the rich children and the clever children? S-a împrătenit el cu copiii de bogați și de oameni deștepți? I don't think so. Nu cred. I think Jesus must have looked around in his class to see who are the poor children. Eu cred că Iisus a uitat în jur în clasa lui să vadă care erau cei mai săraci copii. Maybe there's a little lame boy who is limping and walking. Sau dacă era un copil șchiop. And everybody's making fun of him. Și toți își băteau joc de el. I think Jesus would have become friends with that boy. Cred că Iisus s-a împrietenat cu acel copil șchiop. Actually, you be like that. Așa să fiți și voi, am învățat. Maybe there's another boy who stutters and stammers when they speak. Poate este un alt băiat care se bâlbâie când vorbește. Everybody makes fun of them. Și toți își bat joc de el. I think Jesus would have gone and become friends with that boy. Cred că Iisus s-a împrătenat cu acel băiat. You do the same in your class. Le-am spus, așa să face și voi la școală. Go and become friends with the weak and those who others despise. Faceți-vă prieteni cu cei săraci, cu cei slabi, cu cei disprețuiți. Teach our children to do what Jesus would do. Să învățăm pe copii să facă ceea ce făcea Iisus. Then we can build them on the rock. Atunci putem zidi casa pe stâncă. And one day, și într-o zi, when they grow up and leave our home, când vor crește și vor pleca de acasă, they will live for God. Vor trăi pentru Dumnezeu. Because you planted their feet on the rock. Pentru că tu le-ai pus piciorul pe stâncă. Build our house on the rock. Zidiți-vă casa pe stâncă. Obedience to everything that Jesus said. Și ascultați de tot ceea ce a spus Iisus. Okay, number three. În al treilea rând. Proverbs chapter 30. Din Proverbe 30. Verse 27. 27. The locusts, you know what locusts are? Very, very small. Lăcustele, știți cum sunt lăcustele, foarte mici. They have no king. N-au împărat. But they all go out in ranks. Și totuși pornesc toate încetat, încete. They locusts don't go alone into the fields. Lăcustele nu merg singure pe câmp. They all go together, united. Toate unite împreună.
They say there is a farmer's field. Se uită ele și spun: iată terenul, ogorul unui fermier. There's plenty of food there. Câtă mâncare. If one locust says if I go alone the farmer will kill me. Și se gândește o locustă: dacă mă duc singur, mă omoară fermierul. Let's all go together. Haideți să mergem toate împreună. And the farmer will run away. Atunci fermierul va fugi. And we can all get plenty of food. Și vom putea mânca bine. Let us be united. Haideți să fim unite. Wise. Înțelept lucru. Are Christians wise like that? Sunt creștinii la fel de înțelepți? Let's go together against the devil. Hai să ne unim împotriva diavolului. No. Nu. Everywhere Christians fight with one another. Peste tot creștinii se ceartă unul cu altul. They gossip and backbite against each other. Se bârfesc, se înțeapă pe la spate cu cuțitul. Or some small difference of opinion on doctrine, they will fight with each other. Când au o mică diferență de doctrină între unul cu altul, se ceartă. Go to the locusts and learn. Învățați de la lăcustă. They have no king. Care n-au împărat. Wonderful, verse 27. They have no king. N-au împărat. No elder brother. N-au presbiter. No preacher, no conference. N-au predicator, n-au pastor. But they know how to be united. Totuși știu cum să fie unite. And when they are united, și când they accomplish unite, something. Ei acumulează ceva. Husband and wife, do you know how to be united at home? Soților, soțiilor, știți cum să fiți voi uniți acasă? Even two people, it's difficult to be united. E greu chiar doi oameni să se unească. Husband and wife. Soțul și soția. How many Christian husbands and wives can say? Câți soți și soții creștini pot să spună? We are united. Noi doi suntem uniți. The devil can never come between us. Diavolul nu pătrunde niciodată între noi. Very few. Foarte puțini. Most of the believers I know, they're in their home, they are fighting. Cei mai mulți creștini pe care îi cunosc, ei și casa lor veșnic se ceartă. When husband and wife fight. Și când soțul cu soția se ceartă, a gap comes between them. Se produce o distanțare între some ei. Misunderstanding, some tension, o neînțelegere, o tensiune. And the devil comes right through that gap. Și diavolul pătrunde exact prin acea gaură care se and face. Attacks the children. Și atacă pe copii. You know why your children got attacked? Știți de ce sunt atacați copiii voștri? Because you open the door for the devil by being separated from your wife. Pentru că voi ați deschis, sau tu ai deschis soțule ușa separându-te de soție. You can say it is my wife's fault. Tu poți spune e vina soției. If you ask the wife, she will say it is my husband's fault. Dacă o întrebi pe soție, spune că e vina soțului. What is use saying it is each other's fault? The devil has already come inside your home. În timp ce voi doi nu sunteți autorița cărei vină este, diavolul a pătruns în casă. Go to the locusts and learn. Du-te la lăcustă să înveți. They have no king. Ele n-au împărat. They have no Bible. N-au Biblie. But they know how to go together. Totuși știu să fie unite. They always go together. They never go alone. Și întotdeauna pornesc împreună, niciodată singure. What a wonderful verse. Ce vers minunat. They all go out in ranks. Toate pornesc încet. That means it's like a military, you know, ranks. Asta este ca și o unitate militară care pornește împreună. You know, like the people go out to fight a battle. Ca și cum înainte mergeau în bătălie. They obey their authorities. Ascultă de autoritățile lor. It's very difficult to find Christians who obey authorities. E foarte greu de găsit creștini care să asculte de superiorii lor. Do you know how to obey the elders in your church? Știți voi să ascultați de prezbiterii voștri din biserică? Very few Christians know that. Foarte puțini creștini cunosc. The Bible says in Hebrews chapter 13. Biblia spune în Evrei 13. And verse 17. Cu 17. Hebrews 13:17. Obey your leaders. Ascultați de mai marii voștri. This is not referring to Jesus Christ, it's referring to plural leaders. Aici nu vorbește despre ascultarea de Iisus, ci de mai mari voștri la plural. Why? De ce? Why do you have to obey your leaders and submit to them? De ce trebuie să ascult și să le fii supus? That's what is meaning of going out in ranks like in the army, they obey their leaders. Aici se referă la faptul că așa cum o armată pornește organizată încete. Supposing in an army every soldier does whatever he likes. Să presupunem că ai o armată unde fiecare soldat face ce-i trece prin cap. You think they will ever be able to defeat the enemy? Crezi că vor fi în stare să le facă față dușmanilor? Never. Niciodată.
Armies defeat the enemy because they obey their generals. Armatele își pot înfrânge dușmanii pentru că ascultă de generalul lor. Obey your leaders, submit to them. Fii ascultător și supune-te mai marilor. Because those leaders are watching over your souls. Pentru că mai marii voștri veghează asupra sufletelor voastre. Now if you don't have a good leader, acum dacă nu ai un mai mare, un pastor bun, you don't have a good elder in your church. Un lider sau un presbiter bun în biserică. Then you need to pray whether you should leave that church. Atunci trebuie să te gândești dacă n-ar trebui să pleci din acea biserică. Pray and say, Lord, this elder in my church is not a good one. Doamne, presbiterul ăsta meu nu-i prea bun. He's not a godly man. Nu e un om evlavios, nu te caută pe tine. He's not a humble man. Nu e un om smerit. He's not leading me to God. Nu mă conduce la Dumnezeu. He's only collecting money. Nu face decât să facă colectă. And seeking honor for himself. Și caută cinste pentru el. That's not the type of church you should be in. Nu într-o astfel de biserică ți este locul. You must pray and look around and say, Lord, is there some other New Testament church that I can be in? Trebuie să te rogi, să te uiți în jur, să spui, Doamne, este vreo altă biserică nou-testamentală în care trebuie să fiu? And if you still can't find one, și dacă încă nu ești în stare să găsești una, then look unto Jesus. Atunci uită-te la Iisus. In my younger days, când eram eu tânăr, I could not find a godly leader I could follow. N-am găsit un conducător evlavios pe care să-l urmez. I looked at Jesus. Așa că m-am uitat la Iisus. And now and then when I saw a godly person, there I could submit to them. Și chiar astăzi când întâlnesc câte un lider evlavios, mă supun lui. But leaders have to keep watch over your souls. Dar mai marii voștri trebuie să vegheze asupra sufletelor voastre. It says here in Hebrews 13:17, they have to give an account for your soul to God one day. Ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu într-o zi. And let them do this with joy in that day and not with grief. Și ei vor trebui să facă asta cu bucurie, nu suspinând. That means the Lord is going to ask elder brothers. Asta înseamnă că Domnul le va cere într-o zi presbiterilor și pastorilor. Did you watch over all those souls I committed to you? Le va cere socoteală dacă au vegheat asupra sufletelor de biserică. I know certain people God has committed to me. Eu știu că anumiți oameni, eu trebuie să dau socoteală pentru and ei. And I have to keep watch over them. Și trebuie să veghez asupra lor. I have a responsibility for about 70 or 80 elder brothers. Pentru că am responsabilitate personală pentru 70-80 de presbiteri. I try my best to keep a watch over them. Și încerc să fac ce mai bine ca veghetor asupra lor. Warn them, correct them, să-i corectez, să-i avertizez. Love them, pray for them. Să mă rog pentru ei. Help them, să-i ajut. To become more godly. Să devină mai evlavioși, mai mult ca Dumnezeu. And one day, și într-o zi, I have to give an account to God. Va trebui să dau socoteala asta lui Dumnezeu. Did I take care of them? Am avut eu grijă de ei cum trebuie? God's going to ask me, did they listen to you? Și Domnul mă va întreba, te-au ascultat ei pe tine? It says here, let your elders report to God with joy and not spune with grief. Mai marii voștri să dea socoteala lui Dumnezeu cu bucurie. If those elder brothers had to say, oh Lord, I tried my best to instruct this brother, but he would not even listen to me. Pentru că poate acel pastor va spune Domnului, Doamne, am încercat cât am putut să veghez asupra lui, dar nu m-a ascultat. It says here it will be unprofitable for you in that final day. Spune că așa ceva nu va fi de niciun folos în acea zi. So the locusts go out in ranks. Deci lăcustele pornesc încet. They don't fight with each other. Nu se ceartă între ele. They work together. Ci pornesc împreună. I don't know if the locusts have some disagreements with them with each other. Nu știu dacă lăcustele se mai ceartă între ele. I know one thing, the locusts don't fight about doctrines. Dar un lucru știu că nu se ceartă în privința doctrinei. They've got an enemy and they're going to fight. Când au un dușman, luptă împreună împotriva lui. And they go together. Și pornesc încet. They work together. Lucrează împreună. Now we have something better. Dar noi avem ceva mai bun. The Bible says we are like a body, the body of Jesus Christ. Biblia spune că noi suntem trupul lui Hristos. It's even better than locusts. Suntem mai buni decât lăcustele. Because see how the body works together. Pentru că iată cum lucrează un trup unit. Have you seen somebody playing the piano? Ați văzut pe cineva cântând or, la pian? Or an organ? Sau la orgă? 10 fingers. 10 degete. The pedals, the feet. Și pedalele sunt călcate de the picioare. Eyes on a ochii pe music portativ. The ears listening. Urechile ascultă. Eyes, ears, fingers, toes, everything working together. Urechi, ochi, degete, picioare, toate lucrează împreună.
How beautiful it is. Ce frumos este. Because all are submitted to the head. Pentru că toate sunt supuse capului. There's a brain here. Și este un creier aici. That's a picture of Christ. Asta este imaginea lui Hristos. Tells the left hand what to do. Care îi spune mâinii stângi ce să facă. And the right hand which notes to play. Și mâinile drepte pe ce clapă să apese. And the brain tells the feet where to when to pedal. Și creierul spune piciorului pe ce pedală să apese. And eyes to look at the music sheet. Și ochii se uită la portativ. And the ears to listen if the note is correct. Și urechile ascultă dacă notele sunt corecte. And all this doesn't take time. Și toate astea nu se face așa pe rând. One second, all these things are working together. Și într-o secundă toate împreună. And the Bible says we must be like the body of Christ. Și Biblia spune că noi trebuie să fim trupul lui Hristos. It's no use being a strong brother if you can't work with another person. N-are niciun rost să fii un frate puternic dacă nu poți lucra în echipă cu alții. See Ephesians 4 and verse 16. Efeseni 4 cu 16. Ephesians 4 and verse 16. It says the whole body being fitted and held together by that which every joint supplies for the proper working of individual part grows for the building up of itself in love. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți măsura ei și se zidește în dragoste. Now I want you to think of one little phrase mentioned there. Vreau să te gândești la o frază de aici. That which every joint supplies. Prin ceea ce dă fiecare încheietură. You know what a joint is? Știi ce este o încheietură? A joint is that which joins two parts of the body. Încheietura este ceea ce face legătura între două mădulare ale trupului. Elbow is a joint. Cotul este o încheietură. The wrist is a joint. Și aici este o încheietură. In the fingers there are 1 2 3 joints. Și în fiecare deget sunt 1 2 3 încheieturi. Those are the most important parts of the hand. Și sunt cele mai importante părți ale unei mâini. Supposing you have a strong upper arm. Să presupunem că ai un braț puternic. And a strong lower arm. Și un braț inferior puternic. But the elbow does not work. Dar cotul nu funcționează, e blocat. With arthritis. Cu artrită. I can't do anything. Nu poți să faci nimic. I can't bend. Nu te poți apleca. And supposing all these joints were stiff. Să presupunem că toate aceste încheieturi ar fi I can't hold anything. Blocate, nu poți să ții nimic în mână. O ții așa drept. That is how some people are. Așa sunt unii oameni. Strong brother. Frate puternic, tare. Another strong brother. Alt frate tare. But they can't work together. Dar nu pot lucra împreună. If they try to work together. Dacă încearcă să lucreze împreună. It's like these people who got arthritis. Sunt ca acești oameni care au artrită. You know when people have arthritis and they bend their elbow, there's a lot of noise. Știți că cei ce au artrită atunci când își fac așa cu cotul, se aude puternic. Like a creaking machine. Ca și o mașină din aia care scârție. And some brothers are like that. You try to get them to work together, there's a lot of noise and sunt unii frați care încerc, dacă încerc anger împreună, and a lot of creaking. Fac mult zgomot, scârție. There's a lot of arthritis in the body of Christ. Foarte mult artrită în trupul lui Hristos. Joints. Din cauza legăturii, încheieturi. See how no noise. Vedeți ce normal merge mâna. You hear any noise? Auziți ceva zgomot la mine? That is how the body of Christ should work. Așa ar trebui să lucreze trupul lui Hristos. So don't say I'm a strong brother. Deci nu spun eu sunt un frate tare. It's better to be a weak brother. E mai bine să fii un frate slab. And another weak brother. Și un alt frate slab. But who can work together. Ca să lucrați împreună. Much better. Mult mai eficient. What's the use being a giant with all stiff, can't bend the knees, can't bend the elbows, useless. Ce rost să fii un uriaș așa, să nu fii în stare să-ți pleci genunchii, să nu poți să-ți încorzi mâinile. Better to have a small child who can function together. Mai bine un copil mic care funcționează în My point is, ce vreau să zic, should we be a big church? Să fim o biserică puternică, 3,000 people, 3,000 de oameni mare, nobody can work with each other. În care nimeni nu poate lucra unul cu altul. Oh, I better have a small church of 50 people where they can all work together. Mai bine o biserică mai micuță de 50 de oameni unde toți lucrează împreună. It's no use saying we are strong. N-are rost să spui că ești tare. That which every joint supplies. În fiecare încheietură așa are lor. The locusts know how to work together. Lăcustele știu cum să pornească încete împreună. Don't ask yourself how much you know the Bible. Nu te întreba cât de mult știi tu Biblia.
Tell me a brother whom you can work with. Spune-mi un frate cu care poți conlucra. Show me a brother in your hometown you can work with. Arată-mi un frate în orașul tău cu care ai părtășit. Then we have authority. Atunci vei avea autoritate. Turn to Matthew chapter 18. Deschideți la Matei 18. It's a very important passage. Un mesaj foarte important. You don't need 2000 3000 people. N-ai nevoie de 2-3000 de oameni. Matthew 18 verse 20. Nici măcar 20. 2 or 3. 2 sau 3. Not 2000 or 3000. Nu 2-3000. But those 2 or 3 when they come together. Dar acești 2-3 uniți împreună. Jesus is in the midst. Iisus este în mijlocul lor. Because they are gathered by the Holy Spirit. Pentru că sunt uniți prin Duhul Sfânt. Many people misunderstand this verse. Mulți oameni nu înțeleg acest verset. It is not 2-3 people just coming together. Nu este vorba doar despre 2-3 oameni care se unesc. Gathered together means the Holy Spirit has gathered them together. Uniți înseamnă că Duhul Sfânt i-a unit. And in my name means. Și în numele meu înseamnă. That means they have not gathered together for their name, they have gathered together for the name of Jesus Christ's glory. Că nu s-au unit pentru numele lor, ci spre gloria numele lui Iisus Hristos. A lot of Christians gather together for the glory of the name of their church. Mulți creștini se unesc împreună spre gloria bisericii lor. I have said in my home church. Am spus asta în biserica mea. I'm not interested in the name of my church. Nu mă interesează de numele bisericii. I don't care what people think of CFC, our church. Nu-mi pasă ce spun oamenii de CFC, biserica noastră. I'm interested in the name of Jesus Christ. Eu am înțeles, vreau să înalț numele lui Iisus Hristos. I'm not interested in the name of my church. Și nu mă interesează numele bisericii. I'm not gathered together in the name of my church. Noi nu ne-am unit în numele bisericii. God will never bless that. Pentru că Dumnezeu nu ne va binecuvânta. Și trebuie să ne unim pentru numele lui Iisus Hristos. Uniți prin Duhul Sfânt. And if there are just two or three like that, that's enough. Dacă doar 2 sau 3 vor fi ajunge. Then we go backwards to verse 19. Ne întoarcem la versetul 19. But these two or three must be united. Dar cei doi trebuie să fie uniți. They must be agreed. Trebuie să fie înțeleși. That is like so many musical instruments playing a symphony. Este ca și când mai multe instrumente cântă o simfonie. Imagine if the keyboard is playing one scale and the violin is playing another scale. Imaginează-ți că cel de la orgă ar cânta pe o gamă, and, cel de la vioară pe altă gamă. And the trumpet is playing on some other key. Și trompeta pe altă gamă. That is confusion. Ar fi o confuzie totală. That's how many churches are. Așa sunt multe biserici. Every stubborn person says no, I've got to do this. Another person says no, we got to do it this way. Fiecare încăpățânat spune nu așa, altul spune așa. There's no symphony in that church. Nu este niciun fel de simfonie între ei. They got to be agreed. Trebuie să fie învoiți în versetul 19. And when they are agreed, verse 19 says. Și apoi spune când sunt uniți, învoiți. If they ask for anything, it will be done by my Father in heaven. Vă spun că orice vor cere, li se va da de Tatăl meu din ceruri. As our four boys were growing up at home, when our four children were, când cei patru băieți creșteau acasă, all children have many problems when they grow up. Toți copiii sunt cu probleme când cresc. My wife and I would claim this promise. Soția mea și cu mine am cerut această promisiune. Two agreed. Doi se unesc. Lord, heal our children of sickness. Doamne, vindecă-ne copilul de boală. Give, help them to grow up in the fear of God. Ajută-i să crească în teama ta. Help them in the school. Ajută-i la școală. Protect them from evil. Protejează-i de rău. Everything we ask, our Father will grant. Tot ce am cerut, Tatăl nostru ne-a dat. It's a wonderful promise for husband and wife. Pentru că este o promisiune minunată pentru o soție. Husband and wife must be united. Dar condiția este ca soții să fie uniți. Not fighting, quarreling, arguing. Nu, certându-se. Then the devil takes over with our children. Pentru că în felul acesta diavolul îi va apuca pe copii. If husband and wife are united, dacă soțul soția sunt uniți. How many times my wife and I would kneel down and claim that promise? De atâtea ori eu cu soția mea am îngenunchiat și am cerut această Lord, promisiune. We wanted you to do this for this son and that son and Doamne, the other son. Tu ai promis și tu vrem să faci asta and pentru fiul nostru. When the time came for them to get married, we'd pray that they would choose the right partners. Și când a sosit timpul să se însoare, ne-am rugat, Doamne, dă-le soțiile potrivite. And God would anoint them to be preachers of God's word. Apoi, Doamne, unge-i să fie predicatori ai cuvântului tău. Two people must be united. Dar doi oameni trebuie să fie uniți. And the same thing in a church. Biserică. When I work with a fellow elder in a church. Când lucrez împreună cu fratele din biserică. The most important thing is unity. Cel mai important este să fim uniți. And we would always seek to be united. Și noi întotdeauna căutăm unitatea. I have worked with a brother
in my home church for 35 years. Am un frate prezbitor în biserică cu care lucrez de 35 de ani împreună. We've never had a fight even one day. Nici într-o zi nu ne-am certat. Not even one day. Niciodată. If we disagree on something, dacă n-am fost de acord cu asupra unui lucru, am spus în regulă. We will wait. Vom aștepta. We won't do anything till we agree. Dar nu o să ruptem noi unitatea. When we agree, we will move forward. Și când ne-am înțeles, am mers mai departe. And the result is the devil has never been able to come into our church in 35 years. În 35 de ani, diavolul n-a pătruns în biserica noastră. There's a tremendous power in unity. Pentru că este o mare putere în unitate. That's what it says in the previous verse, 18. De aceea spune în versetul 18 anterior. We start with verse 20 and 19 and come to 18. Deci în versetul trebuie începând cu 20, 19 și 18. 2 or 3. Când doi sau trei, gathered by the Holy Spirit, uniți prin Duhul Sfânt, not for the glory of their church, but for the name of Jesus Christ, bisericilor, ci pentru lui Isus, completely united, când vin să unesc, what are we to do? Ce trebuie să facem? Bind Satan's power. În felul acesta se leagă puterile lui Satan. In the heavenlies. În locurile cerești. That's not talking about God's presence, it's the heavenlies where Satan is. Și nu vorbește despre locul unde este Dumnezeu, ci despre locurile cerești unde este Satan. And we bind something here on earth and Satan's power is bound. Deci noi când legăm ceva aici pe pământ, atunci și Satan, puterea lui este legată. Satan's power is bound. Și când puterea lui Satan e legată în locurile lui, we can lose our children from the bondage of Satan. Noi ne putem dezlega copiii de locurile pe pământ de la Satan. Lose people in the church who are bound by Satan. Și putem dezlega oameni aici pe pământ legați de Satan. Learn from the locusts. Învățați de la lăcuste. They never go alone. Niciodată nu pornesc singure. They always stand united. Întotdeauna sunt unite. I don't know which church you belong to. That's your choice. Nu știu din ce biserică vii. I want to ask you. Dar vreau să te întreb. Is your church like a band of locusts? Este biserica ta ca o ceată de lăcuste? Don't glory that it's a big group. Nu te lăuda că e o biserică numeroasă. Two or three are enough. Doi sau trei ajung. If they are united. Dacă sunt uniți. If they are not united. Dacă nu sunt uniți. Even if you have 2000 people, it's a waste. Puteți fi și 2000 degeaba. Number 4. În al patrulea rând. Proverbs 30 verse 28. Versetul 28 din Proverbe 30. And the lizard, you can easily grasp it with your hands. Păianjenul poți prinde cum. It is in king's palaces. Dar el trăiește totuși în casele împăraților. Is that the word for lizard? No. Some other word? Yeah, spider. Spider, okay. În engleză, o lizard. It doesn't matter whether you call it a spider or a lizard. Okay, no. Let's say a spider. Zicem păianjen, ca în românește. It's there on the wall. În engleză e și o pârlă. It's so small. Deci atât de mică. And it is in the king's palace. Și-l găsești totuși în palatul împăratului. Can you go to the king's palace? Poți tu intra în casa împărătească? You go to the gate. Te duci la poartă. The guard will throw you out. Și gardianul te aruncă de acolo. How does a spider go to the king's palace? Dar păianjenul cum ajunge el acolo? To me the king's palace is a picture of heaven. Pentru mine în palatul împăratului este o imagine a cerului. How to get there? Cum să ajung acolo? You know how the spider can climb on the wall? Știți cum păianjenul se urcă pe perete? Whether it's a lizard or a spider. Whether it's a lizard or a spider, it can go on the wall. Cred că era pregătit pentru șopârlă. Acum șopârlă sau păianjen? It can grip and lay hold of. Deci se cățără așa. It can go to heaven. Și poate să ajungă în cer. The secret is this. Deci asta e secretul. When I and a spider walk up to the king's palace gate. Când eu și cu un păianjen, să zicem, mă duc la poarta împăratului. The guard will throw me out. Dar gardianul mă alungă de acolo. But that spider is so small it goes in. Păi ăsta e așa de mic că intră nevăzut. The secret is you must be small in your own eyes. Secretul este că trebuie să fii mic în proprii tăi ochi. We are also big in our own eyes. Noi suntem așa de mari în ochii noștri. That's why we can't go to the king's palace. De aceea nu putem intra în palatul împăratului. You got to be small. Nu doar mici. And then you can climb even the walls in the king's palace. Atunci te poți cățăra pe perete în înăuntru. I think of how these lizards and spiders can grip that wall. Și mă tot gândesc cum un păianjen sau o șopârlă se pot agăța de perete. They don't fall down. Și nu cad. It's a tremendous power. Au o putere mare. That they have. And I see there a picture of how a Christian, a true child of God, if he's small in his own eyes.
Așa un copil al lui Dumnezeu, dacă e mic în ochii lui, can reach into the heavenly places, poate ajunge în locurile cerești, right into the presence of God, chiar în prezența lui Dumnezeu. And accomplish things which we cannot accomplish if we are big in our own eyes. Și să facă lucruri pe care nu le-ai putea face dacă ar fi mari în ochii lor. It is small people who overcome Satan. Oamenii mici îl biruiesc pe Satan. You know, I have traveled many times in the trains in India. Am călătorit de multe ori cu trenul în India. I don't know whether you have seen any pictures of the trains in India. Nu știu dacă ați văzut vreo poză cu un tren din India. You sometimes, if you have an internet, do a Google search for trains in India. Dacă intri pe internet, scrie acolo trenuri în India. You'll see some pictures of crowded people hanging out of the doors and all. Și vezi niște trenuri acolo cu oameni care se atârnă cațără pe I've traveled in most of the time we travel in trains. Acum de cele mai multe ori călătoresc în tren. So I remember once in my younger days. Și când eram mai tânăr, I used to get into the train. Mă urcam în tren. I'm going somewhere to preach the gospel. Mă duceam normal să predic evanghelia. All the seats are full. Și toate scaunele erau ocupate. And people are standing also. Și oamenii erau și în picioare. The only place is one small corner. You sit there on the ground. Singurul loc care era disponibil era un loc șor acolo micuț. And then the train stops at the next station. Când trenul se oprea la următoarea stație. And more people come in. Mai mulți oameni se urcă. And the whole thing gets so crowded. Și locul devenea insuportabil de aglomerat. It's so difficult to sit there with so many people crowding in. Era atât de greu de stat acolo că atâția ca un pachet. Then I see a little spider crawling there. Și am văzut toată un păianjen acolo. I say the spider doesn't think it is so crowded here. Și m-am zis, păianjenul ăsta nici nu se gândește că e ocupat. The spider is crawling around and going here and there quite happily. El se plimba, avea loc destul în tren. But I am so I can't even move. Dar nici măcar nu mă puteam mișca. And I learned a lesson there. Și am învățat o lecție atunci. I have to be small. Trebuie să mă fac mic. If I'm small, life is so easy. Dacă aș fi mic, viața ar fi foarte ușoară. It's because I think I'm so big that I have so many problems. Pentru că mă cred mare, de aceea am atâtea probleme. The message of the gospel is that we can become small in our own eyes. Mesajul Evangheliei este că noi putem deveni mici în ochii noștri. Then you'll never get offended with somebody who calls you the devil or calls you Beelzebub. Atunci nu te vei mai supăra pe unul care te numește diavolul sau Belzebul. Jesus lived on earth as a nobody. Iisus a trăit pe pământ ca un nimeni. He was so small in his own eyes. Era atât de mic în ochii lui. That he could be in his father's palace all the time. Încât a putut fi în prezența tatălui său în cer tot timpul. Learn a lesson from the spider. Învățați o lecție de la păianjen. Or the lizard. Sau de la șopârlă. It's so small. Sunt așa de mici. But it is in the king's palaces. Dar ajung până și în palatele regilor. Why is it the elephant can't walk in and the lion can't walk in? Cum se face că elefantul sau leul nu pot intra acolo? Too big. Sunt prea mari. And that's why we can't also possess many things in the heavenly places. Și de aceea nu putem noi avea multe lucruri în locurile cerești. That's a great secret. Este un mare secret. We saw the other day in the book of Job how God had to make him small. Am văzut ieri în cartea sau altă ieri în cartea lui Iov cum Dumnezeu a trebuit să-l facă atât de mic. He felt he's so spiritual, I know so much. El se simțea așa de spiritual, credea că știe totul. God had to crush him till he said, "Lord, I am so small, I'm nothing." Dumnezeu a trebuit să-l zdrobească pe Iov până când acesta a spus, "Doamne, sunt atât de mic, sunt un nimeni." Sometimes I look at the night sky. Uneori mă uit la cer noaptea. And I see the stars. Și văd stelele. And I know that the whole planet Earth is only like a grain of sand in this universe. Și știu că planeta noastră Pământ este ca și un fir de nisip în acest univers. This universe is so huge. Și universul acesta este uriaș. Earth is a small grain of sand. Încât Pământul, planeta este un fir and de praf. And on this grain of sand is a still smaller speck called me. Și pe acest fir de praf numit Pământ este un alt fir de praf eu. And I say, oh God. Și spun, oh Doamne. I'm standing here representing you. Eu stau aici să te reprezint pe tine. Let me have small thoughts about myself. Ajută-mă să am gânduri smerite despre mine. Let me not think I'm some big prophet representing God. Să nu mă cred un mare profet al lui Dumnezeu. Let me always remember. Ci să-mi ții minte întotdeauna. I'm a small man. Că sunt un biet om micuț. A sinner. Un păcătos. Saved by the grace of God. Mântuit prin harul lui Dumnezeu.
Deeply thankful that God has chosen me to be his child. Profund recunoscător că Dumnezeu m-a ales să fiu copil. Let me not imagine that I'm somebody big. Nu mă lăsa să-mi închipui că sunt cineva mare. The trouble with many preachers today is they think they are so big. Problema multor predicatori astăzi este că se cred așa de mari. They can't talk to ordinary people. Că nu pot să se coboare să vorbească cu oamenii. I remember years ago I said this to the Lord. I-am spus în urmă cu câțiva ani Domnului. I said, Lord, all the big preachers go and preach in the cities. Doamne, toți predicatorii mari merg și predică în orașele mari. Nobody goes to the poor villages, to those poor people. Dar nimeni nu merge la săracii din satele sărace. Send me to the villages, to the poor people. Eu vreau să fiu acela care mă duc în satele sărace la oamenii săraci. And today, și astăzi, 80% of our churches are in the villages. 80% dintre bisericile noastre sunt la sate. God took me at my word. Dumnezeu mi-a ascultat cuvântul. And sent me to simple people. Și m-a trimis la oameni simpli. To poor people. La oameni săraci. I praise the Lord. Și laud pe Domnul pentru asta. Even we have a couple of churches in the United States among the poor people in the villages. Avem o biserică și în Statele Unite acum, este într-un sătuc între oameni foarte săraci. It's wonderful to be a small person. Și e minunat să fii un om mic. We can go into the king's palace. Pentru că putem intra în palatele împărătești. Let's learn a lesson from these four little things on earth. Deci să învățăm o lecție la aceste patru creaturi de pe pământ. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father. Tată Ceresc. Help us to be wise. Ajută-ne să fim înțelepți. Not to be big in our own eyes. Nu să fim mari în ochii noștri. Not to think we are somebody when we are nobody. Nu să ne credem cineva când de fapt suntem nimeni. Help us each one. Ajută-ne pe fiecare. In Jesus' name. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.